Nu! 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 Recultează cele mai proaspete oferte de pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou episod de Farming Simulator 17! Un comentariu? Sky, i-am uitat la Marmă Neagră pentru că știa și tu știa să joace cu Farming Simulator. Și tu faci tutoriale. Îmi cer scuze, băi, Ionuț, băi, da? Te rog frumos, poți să aștepți și tu încă 5 episoade și după aia o să știm totul, da? Deci te rog frumos să nu fii antipatic, da? Te rog eu frumos să nu fii ăla din mulțime care enervează pe toți, da? Lasă-mă să mă bucur și o mâncațe și sufletul tău. Ce avem aici? Tutorial. Stai că, deci acum suntem la partea cu îngrășământul, da? Bine ai venit la al doilea tutorial. Vei învăța cum să fertilizezi, nu, fertilize. Cum să dai cu îngrășământ pe câmpurile tale pentru cel mai posibil rezultat de la cropsurile tale. Mamă. Iarăși avem o brosuță mică, mică de data asta, nu foarte mare. Deci atâta terminologie, fraților, o să trebuiască să-mi iau să-mi notez pe foaie, că de foarte mult timp n-am mai lucrat cu așa, da. Cu genul ăsta de Enter vehicle attached. Da, my friend. Just like in the first tutorial. Da. De foarte mult timp n-am mai lucrat în engleză cu genul ăsta de cuvinte. Bă, ce șmecher. Deci ăsta nu se prinde cu ăla, se prinde cu un ax. Cât de șmecher e aici. Vai de capul meu. Ok. Ok, mergem în față, un pic, încă nu știm de ce trebuie să atașăm asta, dar e ok, în regulă. Așa, switch tool selection cu ca de obicei și turn tool nu știu ce ca de obicei, da? Ok, gata șeful. Hai să cu G așa și după aia activăm cu B, mi-e frică, mă jur că mi-e frică. Uai de mine cum dă cu rahat. Ui, ce scârbos. Și devine un pic mai gâlbui așa tot câmpul. Uai, ce scârbos. Interesant totuși, dar scârbos în același timp. Well done. Ai dat cu căcat. Bravo. Ai adăugat nutrienți în pământ, făcându-l mai fertil. De fiecare dată pământul, plants are growing, you'll be able to add another layer of fertilizer. To get the best yield, you should fertilize the field 3 times during a... What? De 3 ori să fertilizezi în timpul... What? Miroase. Fromeo animals. Ok, păi și ăla dinainte ce a fost, mă, mâncațeaș? Ăsta nu e tot un fel de brahat? Bălegar? Ai, nici nu vreau să-mi imaginez cum o să, cum se învârte asta, ce să... Ai de mine, ai de capul meu. Nu ne arată sexy, asta e clar că arată sexy. Deci, nu trebuie să ne mire. Gata? Ia uite, tot așa s-a agățat, perfect. Hai să luăm și greutatea. Bun. Două, așa, mă ușor un pic, așa, facem un print screen aici. Eu acum am văzut aici o cale ferată. Suntem tot pe același câmp, nu? Da. Sexy! Sexy time! G. Hai cu tata. Oh, Doamne Dumnezeule, noi de bine. Oh, ce scârbos. Cum dă? Hai să-l oprim. Hai să fertilizăm într-un mod mai puțin mirositor. Ia. A wither is also an easy and commercially economical way to improve the yield. Așa. Unlike the sub, așa, to the, but that's only be used at only specific stage of the growth cycle, only once the new plants have sprouted, but before they have grown too tall. Ok, deci ăsta aia, îmi spui tu mie că o să smulgă sau o să omoare cumva buruienile.
Mamă cum arată, frate, ești nebun. Zici că e, nu știu, ceva tortură. Wow, ok. Măi, nu zic, nu, da. Bun, deci îmi spui mătăluță. Rip the small weeds. Da, va burienile cele mici dintre zi plante ca să aibă loc să crească. Gata, șef, am înțeles. Uite. Ok. Perfect. Lower wither, unfold wither. Deci X. Mamă, frate. Alien renaștere aici, nebun. Vai de capul meu. Dude, cât de epic poate să fie. Ok. Și n-am ceva de activat, nu? Pur și simplu merg în față, nu? Stai așa. Doi, nu, stai că trebuie să ne uităm că lumea din spate de aici. Shift, nu, control, da. Interesant. Îmi zicea cineva că Sky ăla dinainte nu era un disc, era un scarificator. Îmi cer scuze, Ionuț, din nou, că le știi după toate. Da, într-adevăr, și e scarificator, în ideea de, din englezul scar, care înseamnă zi. Că nu vine acum. Nu vine scar, mă rog, lasă așa, dar e scarificator. Ok, deci are niște arcuri, cum... Interesant, nu m-aș fi gândit când la... Ok. Cu shift alergăm mai repejor, e bine, e perfect. Ia, mă. Și ce face asta, frățică? Că nu văd nimic, nici o schimbare. Voi vedeți vreo schimbare? Se face pământul un pic mai negru. Dar are zburie în ciuciu. E fix aceeași prostie. Bravo, excelent! Withers are quite well suited to meadows since grass continually grows and the wither can be used often as grass is delicate than crops. Păi și unei iarba, mă, mâncați aia sufletul tău. Manufactured, uite, ăsta, îngrășământ artificial, nu? Solid sau lichid, este destul de scump, dar mai concentrat. The mushroom is able to manage quite wide areas. Nu mă go. Am înțeles, deși ăsta tot așa împrăște pe o rază foarte, foarte mare. Iete și are o chestie mică să stăm pe el aici. What? Am trecut cu totul peste aici, nebun. Da, așa, tu. Mamă, fratele meu. Deci, cum vă spuneam inițial, din cauza asta avem nevoie de contragreutate, pentru că la un moment dat încep astea din atașamentele din spate să devină super, super mari și grele, deci... Așa, hai să ne mutăm pe ăla din spate. Lower feather spreader. What? Chiar avem nevoie? Nu pot să-l activez de la înălțimea asta? Băi, nene, băi, până une, dă. Dar nici nu vezi prea bine. Chiar că a fost rapidă toată treaba. The last and maybe most interesting way to first is through use of a catch crop. What? This amazes the time invented by this also. Catch crop after a harvest you can sow oilseed radish instead of a crop. Harvest once the radish have started growing, you only need to do is break and borrow them into the ground. What? Seriu... What? Există chestia asta în realitate? Deci nu te cred. Deci practic zice că domnule ai terminat cu grâu, după aia plantezi nu știu ce ridichie pe care nu-l lași să crească până la capăt. O distrugi la un moment dat. What? Eu știam în ideea că, domne, lași pământul un an de zile neplantat ca să-și revină, dar nu că plantezi o plantă de sacrificiu, ca să zic așa. Wow! Deci, wow!
Wow, deci nu m-aș și gândit, fraților, nici să mă bați. Foarte, foarte tare. Epic. Ține drept. Este așa. Zicea cineva că să treci între camere, dar văd că nu se resetează dacă treci între camere. Ridică-l, mersi, ești un scump. Deci chiar nu am... O să trebuia să-ți mă uit înapoi pe înregistrare și să-mi... Mersi. Pap. Și să caut pe net exact. Oil seed radish ceva. Foarte tare. mama soacră e cu... În domeniu, ca să zicem așa, aproximativ. Și bineînțeles că mândra nu este super încântată când eu și cu mama soacră începem și discutăm chestii agriculturale, ca să zic așa. Quite biologically, out of the ways to fertilize pick what? Out of all of, așa, din toate metodele de îngrășământ, alege ce îți place să faci și ce îți poți permite. 3 times during a growth cycle before the harvest to get maximum yield. De 3 ori să fertilizăm, mamă, nene, mă. În special tutorials or head into the career mode and start farming your own land. Nu, vrem tutoriale mai avansate, a? Hai să facem, că parcă ne-am mișcat prea repede astăzi. Learn how to make and transport bales. Vreau! Să facem baloturi de funiș, nebun. Trebuie. Come on, start. Ta-na-na-na-na-na-na. Bine ai venit la cel de-al treilea tutorial. Vei învăța cum să faci balate sau baloturi. Which are great for storing straw and hay for your animals. Da. In a fishing way, collecting and transporting bait. Auto-stacker, which is more expensive but easier to use than a front loader and trailer for the same purpose. Ok, gata, șef. Ia mai să vedem. Bă, da, mi se pare mie sau avem un tractor mai mare? Azi e un tractor mai mare. Țăcă. Bravo. Straw left behind by harvester. The baler needs to be unfolded, turn on, and its pickup needs to be lowered. Ah, deci G. X, B, V, G, ok. Așa. Lower. Ba nu, mai întâi unfold. Da? Și pe aia zici tu că-l pornim. Ieci cum s-aude că parcă ar suge, ca un aspirator ceva. Și pe aia zici tu că lowers. The windrow to collect the straw. Și ăsta trebuie să-l ținem între picioare, nu? Mamă, nu, stai așa. Stai așa că trebuie să ne uităm aici. Ok, bine. Cât de magnific poate să fie, deci tractor nou. Wow! Mama e de broască. A, altă viață, mă, de pe partea asta parcă arată mai bine. Mamă, cât de epic poate să arate. Șmecher. Îmi ajunge. M-am minunat destul. La pornit e pornit. Așa, bravo. Că ține între roți. Se întâmplă, mă, ceva? Îl scoate pe fund! Aaaa! Îl căcărizează! Îl taie, mă, ce face? Oh my god, cât de lung e! Cred că-s două, mă, una după altul, unul după altul și când ajunge unul la capăt devine suficient de greu, pică. Ha? What the fuck? Invers. Așa, nu? Ia. Stai că ne învățăm cum să lucrăm cu o remorcă acum. L-am coborât.
Da, mă, sunt două acolo. Gata, a picat unul dintre ele. Ok. Foarte tare. Foarte tare, my friend. Ține drept. Și mai pică unul acum. Da. Foarte șmecher. Mamă, și aici trebuie în larg luat. Vai de capul meu. Stai așa, deci... Da, mă, nu se resetează camera. Oricât aș vrea, eu tot nu se resetează camera. Mă amuză că mă lasă să merg foarte repede cu atașamentul ăsta. As bedding for you, I'm also that the straw barn for a bit of cash. Am înțeles, șeful. After you have created the bales, you'll need a way to pick up and transport them. In this tutorial, you use auto stacker. Some of these work tremendously. Hop into your tractor. Ok. Deci o să folosim atașamentul ăsta magnific. Alt tractor. Nu era unul roșu înainte? Țic, țic, țic. Gata, bravo. Așa. Schimbăm la asta din spate. Și acum operation position. What? Și știi el așa să mi-l ia, mă, sau cum? Uite că trec pe lângă el, fiene. Ești nebun. Cât de cool. Deci cât de cool. Opa, ușor. Oh my god. Oh my fucking god, cât de cool poate să fie. Dude. Știați că există așa ceva în realitate? Deci mi se pare atât de cool. Dar este să mark on your map to sell the bales there. Unde, mă, unde e asta? Deci cumva pe drumul în față. Ah, am înțeles, ok. You'll have to press the unload button twice. Once to get the auto stacker into the unload mode. And once more to finally unload the bales. Ok. Y, am înțeles, șeful. Dar nu, că mai vreau să mai iau un pe ăsta de aici. Mai vreau unul? Mai vreau unul? Nu mai e niciunul. Dai să luăm și pe ăsta de aici. 4,25%, cât de tare, dude, deci cât de epic poate să fie. Cât de fain. Ok, transporting position. Așa. Și după aia Y. Ia că sunt foarte curios cum mi-ai... trebuie să intru. Cred că trebuie să intru cumva. Așa, și aici pot să văd exact cum îi descarcă? Ia. Wow! Nu, ce-am făcut? N-am făcut bine ce-am făcut. Nu! Deci nu trebuia să intru cu tractorul, de ce nu mi-a zis de... De ce? Ok. Ce ești cu un costă? What the? Abort unloading. Așa, X. Căutam, nu știam ce să caut. Oh my fucking god, de frică. Ești ok? Ești în regulă? L-am detașat. Ok, gata. Stâlpul... Om, nu e bine. Ceva nu e bine. Oare ce nu e bine? N-am știut că asta se întâmplă. Oh my fucking god. Ok, hai să repetăm tutorialul, că e prea de cur, cum zim.
Vedeți, nu mă lasă să bifez fix pe ăsta, trebuie să dau restart la tot tutorialul. Da, bun, ok, hai să vedem aici cum, ce și cum reușim. O să fie dubios de băgat acolo, dar o să încercăm. Ok. What? Mai e și aici o zonă, fii atent. Așa. Deci, dorința foarte tare este să avansăm un pic în față. Așa. După aia să dăm un pic în spate, așa. Ușor, ușor, mai fain. Bravo. Nu. Hai că te descurcai super bine. Nu. Stai că mă... Așa. Deci cu remorca trebuie să lucrezi acum, e dubios rău de tot. De ce n-am o viteză mai... Vreau viteză mai mică pentru dat cu spatele, ce Dumnezeului. Așa. Ușor. Am ajuns? Încă un pic. Bravo, acum drept. Bravo. Unload bales, Y. Altă viață? Și alea dispar de acolo pur și simplu, sau cum? Mamă, cât de sus se ridică, ești nebun! Unload bales here. Și acum lower loading platform. Well done! vânzarea de baloturi este... faci bani ușor din chestia asta. Odată ce ai animale, vei dori să-ți păstrezi aceste baloturi pentru ele. Mistorin in stacks quite compactly anywhere close to your animals would be ideal when you need them. Ok. Bun, dragii mei, hai să facem o mică pauză aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas alături de noi până acum, un mic like, un coment, un share. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!